stimulator de creștere pentru tufele tinere de castraveți, pentru a obține o recoltă timpurie de 10 ori mai mare. Astăzi vă propunem rețeta unei soluții folositoare pentru tufele tinere de castraveți, care acționează ca un stimulator de creștere, determinând dezvoltarea mai rapidă atât a sistemului radicular, cât și a părții vegetative. De asemenea, ea fortifică tufele de castraveți, contribuind astfel la obținerea unei recolte timpurii și foarte bogate. Este vorba despre soluția de drojdie, care interacționează cu substanțele organice din sol și eliberează azot și puțin fosfor, care contribuie la creșterea și dezvoltarea tufei. De aceea, ca să obțineți un rezultat bun, grădina dumneavoastră trebuie să fie fertilizată cu humus sau compost. Dacă nu ați realizat acest lucru înainte de plantarea culturilor, ar fi bine să presărați solul din jurul tufelor cu cenușă de lemn, chiar înainte de aplicarea stimulatorului de creștere. Aveți nevoie de, pentru soluția concentrată, 500 ml de apă caldă, 30-35 grade Celsius, 5 grame de drojdie uscată, o lingură de zahăr, 5 litri de apă stătută, încălzită la soare. Pentru diluare, 2 litri de soluție concentrată la 10 litri de apă, stătută și caldă. Mod de preparare și aplicare. Dizolvați drojdia uscată în 500 ml de apă caldă. Este necesară pentru activarea drojdiei. Amestecând energic cu lingura până la omogenizare, soluția nu trebuie să conțină cocoloașe. Adăugați zahărul și amestecați. Turnați 5 litri de apă caldă într-o găleată, adăugați soluția de drojdie și amestecați. Puneți găleata respectivă într-un loc călduros și lăsați soluția să fermenteze pe parcursul la minim 2 ore. Cel mai bine ar fi să o acoperiți cu un capac. Apoi diluați soluția concentrată cu apă, respectând proporția de 1:5, 2 litri de soluție la 10 litri de apă caldă. Aplicarea soluției trebuie realizată seara, începând cu ora 17, pentru ca solul să fie încălzit. Udați tufele de castraveți înainte de aceasta. Astfel, soluția va pătrunde mai bine în sol și va fi mai eficientă. Apoi, turnați câte 500 ml de soluție diluată de drojdie la baza și în jurul fiecarei tufe tinere de castraveți. Acest tip de stimulator de creștere nu poate fi păstrat îndelung. De aceea, calculați cantitatea de care aveți nevoie și folosiți-o deodată.